Wow, ce vreme frumoasă e afară! Cred că este timpul pentru o farsă, pentru că n-am mai făcut de foarte, foarte mult o farsă. Mi se pare că ultima farsă a fost cea de la începutul seriei, atunci când m-am prefăcut mort. Ei bine, cred că o să ducem farsa la un nivel înaintat rău de tot, adică, după cum vedeți, am în mânuță aici poțiune de bebe și cred că vă dați seama la ce se referă poțiunea asta, adică eu pur și simplu dacă o să o beau, o să mă transform într-un bebe și am de gând să-i fac cel mai mare prank lui Ștefan, bineînțeles, pentru că în ultimul timp mi-a cam făcut niște glume și nu vreau să-i permit, așa că efectiv eu dacă o să beau această poțiune, o să fiu bebeluș. Bam! Zic tu bebeluș, doamne, cum arăt, efectiv sunt bebe, ia uite, efectiv cel mai mic bebeluș din istorie și o să am de gând să-i fac un prank gigantic. Uite că mâna îmi plutește, de ce îmi plutește, mă, mâna, what? Interesant, dar oricum e bine că noi avem și acest milk bucket la noi, adică efectiv o să putem să deveni normal în 3 secunde, chiar 2, gen. De fapt chiar una, adică mi-am revenit deja. Așa că e timpul să mergem la Ștefan și o să înceapă prank-ul suprem, pentru că el nu o să-și dea seama efectiv absolut deloc, gen. Deci, mamă, de-abia aștept, efectiv, de-abia aștept. Ia mă, unde e Ștefan? Sper că e la el acasă, adică sper că nu l-am nimerit într-un moment prost în care nu e acasă, pentru că am mai făcut asta de multe ori. What? Mă, ce se întâmplă acolo sus? Ce acolo sus? Ce se întâmplă? Stăm și ne. Ce vrei, mă? Ia, stai că vin și eu peste voi, mă lăsați, nu? Da. Ok, mersi. A, gen, ies... Da, cred că am lăsat un fir de păr în apa la cățel. E ok sau? Da, clasic. Ok, deci, domnul Cristel, dumneavoastră n-aveți treabă. De ce vă prefaceți copil? Că aveți 25 de ani. A? De ce vorbiți ca un bebe? Nu! Ia uite, mă. Ia uite, ce vrea, mă, bucul ăsta? Mă, piticule. Ești mai mică, mi-ai dai 25 de ani, ești piticani mică, ce ești. Bă, vezi că te bați. Hai, gata, liniște, piticani. Deci, domnul Ștefan, fiți atent. Am o propunere pentru dumneavoastră, ok? O să fiu puțin plecat din oraș pentru că am niște treabă. Da, gen, o treabă foarte serioasă, între oameni serioși, cu valize, cu pălăric. Cred că ai înțeles, gen, nu la ce mă refer. Da, ok. Ok, da, mă rog, trec la subiect. Ideea este că o să-ți las ceva foarte important pentru mine, să ai tu grijă de el, ok? Pentru că eu nu pot să am grijă cât sunt plecat, ai înțeles? Adică, parau, nu te gândi, nu e mare chestie, nici nu o să simți sau ceva, adică o să ai tot cu criznela aici pe balcon sau ce-o fi ăsta, dar trebuie să mai lași un ochi așa păr ca să fii sigur că nu face nimic rău, ok? Da. Ok, atunci eu o să plec, sparge și mie ăsta să mă arunc de pe ăsta de aici, te rog, așa, mersi. Și, da, gen, probabil că mâine dimineață sau ceva o să-ți aduc, o să fie într-o cutie sau ceva. Deci, să nu te gândești că e ceva greu, ok? Hai, pa! Ok, pa. Doamne, deci de-abia aștept să vadă. Mă, ce ai zis, mă, la doamne, că poate mă întorc la el și dau o bucată așa, îi dau. Doamne, ce tupeu are piticanii aia, frate. Mă, dar ce casă și-a făcut Oana. Cred că e timpul să bem poțiunea fix aici, în casă la Oana. Și, în primul rând, trebuie să ne ascundem itemele, să nu cumva se vadă sau ceva. Și e timpul, hai să fim bebe și să ne batem joc de el. Perfect, e timpul să înceapă distracția. Sper că eu o să stea tot acolo sau ceva, adică o să aduc cadoul puțin mai devreme, chiar dacă am zis că mâine dimineață sau ceva. Dar eu o să mă trezesc efectiv să pun poțiunea asta aici. Și ia, e timpul să facem efectiv cel mai mare mișto de ei. Ia, trebuie să... Mamă, ce se întâmplă acolo? Trebuie să avem grijă, Ciupercă. Opa, ia stai, să nu mă vadă. Mă, ce tot vorbesc ăștia aici. Ia stai. Și mă pun așa, ia, uite că m-am pus aici, pac. Ia, și deschid ușa așa. Mă joc cu ușa. Mă, ce? Ia că se aude. Da, asta e, de fapt că mă pun mai aici, da, ia. Mă pun aici. Așa. Mă, ce? Ue, vreau papa, dă mâncare. Ia pâine. Băi, uite-mi dă pâine. Bă, dar nu vreau pâine. Nu vreau pâine. Ce e asta? Ia înapoi, eu vreau altceva, nu pâine. Ce e asta? La bebeluș e de peș, Da, tort. Yay, tort. Mamă, mâncăm din tortul ăsta, de facem cu purta plină. Băi, tati Ștefan, tu ești? What? Nu. Bă, ce pajă de Ștefan. Ești cumva copilul Jiki? Nu știu. Este în dramul, cred că ești. Sunt? Păi și unde e el? Nu știu, a zis că a plecat. Ce? Unde a plecat? Deci acum tu ești tati? Temporar. Hai, vreau să-mi și la calculator. Ce jocul ai pe calculator? Unde ai telefon? Dă-mi telefonul tău. Fortnite, îți place? Da, ei. Am aici, dar unde e? Ca un nu știu. N-ajung.
Tati, n-ajung. N-ajung. Stai că am un scaun în ghiozdan. Tu cine ești, urâtule? De ce ești așa bebe? Ce bebe? Uite, mai mic. Vezi că ești mai mic ca mine. Păi da, dar eu am un anișol. Tu cât ai? Și ce? Eu am un anișol și jumătate și unul. Unde mă că n-ai tu atâta? Nu mai minți, n-ai atâta. Bă, tu vrei să te bat, bă, te bat. Bă-l bat, mă, pe ăsta, îl bat. Ce jucărie îmi fur, mă, că n-am nicio jucărie. Ce jucărie îmi fur? Păi asta e chestia, că n-ai jucărie. Am multe jucării. E timpul, ia vină mă Tuncoa, Nea. Ce jucărie frumoasă ai. Ce s-a întâmplat? Ce? Bă, ăștia ai mort aici? Oh, nu, de ce ai un corp în casă? A dormit? Trezirea, bă, piticanie. Ce vrei, bă, tu ai de... Oh my god, tu ai de piticanie. Nu, ce coșmar e ăsta? Optică, cred. Mamă, ia că mă puse, mă... Bă, dar... Tu n-ajung, de ce n-ajung? Ce pitic ești? Bă, tași în gură odată! Bă, vezi că bă! Ce, bă, ce câine e ăsta? Deci ia-te, Ștefane, vreau... Bă! Mi-a spart scaunul! Nu ți l-am spart, nu mă minți! Nu mă mai văd să mă spulu tati! Păi unde e? Unde e? Dă-mi zăra cu Ștefan, el chiar crede, bă! Ia să vedem. Ștefan, fii atent. Deci eu acum vreau să merg la Mac. Vreau la Mac. Aici. Cum adică? Păi deja ești gras, ce se întâmplă? Cum mă sunt gras? Tu ești gras, vezi ce gras ești, grasule! Nu tu vezi că poate ai capul că pici. Ai grijă de mine, că te spun tati dacă n-ai grijă de mine și te pedepsește. Vezi că te bagi la închisoare. Cine-i tati? Păi e Jakey, nu? Nu ai zis tu așa? Și de unde știi unde e? Păi nu știu. Că nici eu nu știu. Păi nu știu, dar... Ce știu? Eu nici știu dacă se mai întoarce, poate m-am mințit. Cine mă tactu? Ce bă, cum adică? Cavalerul ăla verde. Mai nu mai rede de tati. Ia uite ce comentează, na, se mai comenteze acum. Ce zici de asta, Ștefan? Acum ajungi? Ia să vedem. Bă, nu prea, dar e bine. Uite, mă joc din picioare, crede-te, mă joc din picioare, ia. Da. Doamne, stau în picioare. Mamă, se vezi ce... Mamă, ce l-am lovit pe ăla, tu ia l-ai venit mai aici, agresane, ce ești? Bă, ce vezi, bă! Doamne. Ștefan. Da? Vreau înghețată, acum vreau înghețată. 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 Stai că-ți cumpăr eu. Ce înghețată? Păi ce, avem magazin? Nu, da, știu un om. De ciocolată. Mă duc să fac năzbâti. Ce năzbâti? O să sparg de-astea pe aici. Mă duc să sparg de-astea pe aici. Îi sparg totul. E adică, ce-am făcut? Mă joc și eu, n-am voie. Nu mai sparge. Păi dar nu sparg. Ce aici? Ce asta? Nu-mi place. Oribil. Nu-mi place. Pleacă de aici cu asta. Ce e asta? Pute. Iu. Ce mai e pe aici? Avem un de ăsta. Dacă nu te oprezi, îți dau asta. Ce aia? Dar aia e caramel, nu e înghețată de ciocolată. Ba nu e. Ba e, o recunosc, să știi. Citește. Doamne. Dar nu știu să citesc tu. Scrie pe ea acolo. Să citesc cu copil de un an, am un an. Khio colate ice cream. Păi și ce aia, că nu știu. Nu-mi place, nu vreau de asta. Vreau de aia de vanilie. Ți-am zis vanilie, nu ciocolată. Ai zis... Ok, acum o să-ți cumpăr de aia, dar nu mai spargi nimic. Nu mai spargi nimic, promit. Hai că nu mai spargi nimic dacă e. O să-ți spun toate năzbâtile lui domnul Jakey dacă mai spargi. E, da, și eu te pulesc că n-ai avut grijă de mine, na. E, ce îmi zice el mie, auzi, la... Doamne, săracul Ștefan. Ce pus să-i mai distrug eu pe aici? Dar unde e? Băi, gresianule, tu unde stai, bă? Tu arată în casa ta, bă, urâtule. Partea aia. Uite, unde, bă, care e aia? Uite, mă, aia de acolo. Ce-mi dai aici? Păi ce, bă, să-ți de ciocolată și nu dai de vanilie? Păi și ciocolată la tine. Doamne, nu există așa ceva. Mă, ce casa asta urâtă? Ce e aici? Mă, dar ce se aude aici? Băiatul ăsta? Mă, ce se aude aici? Se sapă pe dedesubt, ia, dacă dau aici, ce se întâmplă aici jos? Alo? Du-te, bă, grasule, de aici! Ce se întâmplă aici? Cine-i băiatul ăsta și de ce e aici? Ce se întâmplă? Mă, ce... Liliești, mi-e frică de Liliești! Nu, iei de lângă mine, te rog! Iei de lângă mine, că mi-e frică de ei!
Mă, ce face băiatul ăsta? Păi nu știu, ce face aici? O fermă. Eu îl bat pe grasul ăsta, m-am jurat că îl bat. Băi, grăsanele, pleacă de aici. Cum ești de aici? Te spun, tati, dacă nu mă scoți de aici. Te spun, Bă, ce faci? Te spun. Nu ești pe nicăieri, că ești prin pământ. Păi cum adică? Păi ia vino, Ștefan, mi-e frică de Lilie și te rog, bate-i, mi-e frică de ei, te rog. Bine, hai că-i bat, dar închide ochii. Bine, închid ochii. Hai că închid ochii. A? Ia uite, ce faci mă, ăsta trage pe arma în fața la copil? Păi zi-mi, dă-i și mie, te rog, jucăria aia, te rog. Dă-mi și mie jucăria. Mi-o dai, te rog? Jucăria asta? Aia roșie, da, jucăria aia roșie, mi-o dai, te rog? Te-ai spulut, tati, dacă nu mi-o dai. Nu, ce e asta, nu asta. Aia lungă așa, ce era jucăria aia? Mă, tu nu înțelegi că era chestia aia de trăgei, gen arma aia Nerf sau ce aia, nu? Că așa e. Dă-mi arma aia acum, pleacă bă, grăsanule, de aici. Bă, prins, bă. Tu nu înțelegi, bă, că era o armă Nerf, ce-mi dai aici? Dă-mi arma Nerf sau mă supăr rău pe tine. Te spulut, tati, dacă nu mi-o dai, ai auzit? Ce chestie roșie. Mă, tu ne-auzi că te spun. Mă, du să te spun. Mă, du să te spun. Păi, de unde te spun. Păi aflu eu, ce crezi că nu aflu? Hai, mi-o dai sau nu? Zi, mi-o dai? Hai, dă-mi-o, că te spun dacă nu mi-o dai. Bine, hai, iau. Așa, Domnule Andrei, ia uite ce mi-a dat. Uite ce pot să fac, Bă, dar ce are ăsta? De ce nu moare? Bă, unde fugi tu? Unde fugi? Ia și tu de aici, ia. Ia. Hopa. Unde fuge mă ăsta? Mă, tu te crești mecher, mă? Mă, tu te crești mecher? Mă, ce vrea mă grăsanul ăla? Uite-l, ce vrea mă grăsanul ăla? Mă fac să trag. Mă, bat, îl bat. Bă, pleacă mă de aici, bă! Ștefan, ia arma, protejează-mă, te rog, protejează-mă. Trebuie să plecăm de aici de urgență. Uite că am înghețat aici. Bă, ăsta dă înghețată la copil. Stai că am eu o rezolvare, că știu eu o scăpare. Fii atent. Bam, gata, eu am scăpat. Mamă, mulțumesc, am rămas aici. Mă duc să fac nezbătii. Ui, ce urâtă e casa asta, cred că mă duc să o sparg. Mamă, ce urâtă e, ce bă casa asta? Doamne, ce casă urâtă. Ce bă pat ăsta urât, că-l sparg acum. Pleacă, bă, ce pat e bă ăsta? Ce-a bă cu patul? Ce mă, gunoi și... Bă! Nu, te spun! Bă, s-a aruncat un copil în lavă? Oh my god! Mamă, să vezi ce o să-l părăsc, ești nebun? Vai de capul meu! Doamne, ce neobrăzat e copilul! M-a aruncat în lavă! Ai de capul meu! Ce ți-a făcut, Andrei? Ești gunoi! Asta mă face gunoi? Ești gunoi! Apără-mă, așa, mersi. Hei, n-am mai fumat tu gunoi acum, na la el, uite ce pățește el, uite-te și la el. Domnule Andrei. Îl ulez pe băiatul ăsta glas, nu-l suport. Grasile, pleacă-mă de aici. Doamne. Ia că mă duc să fac ceva. Ștefan. Da? Dă-mi și mie diamante, că vreau și să văd cum arată diamantele, ai? Ce dăguț. Dar ce e cutia asta aici? What? Păi și dacă fac așa... Ștefan? Mi-a dispărut diamantul! Nici nu mai am diamant! Vreau diamant! Acum! Vreau diamant, n-auzi? Mă, ce e asta? Ce fac eu cu astea? Ce sunt mă astea? Ciubote! Andrei, ia pune-ți-le, vreau să le testez pe tine, cum arată astea? Că mi-a dat Ștefan ceva și nu știu ce să le-a. Doamne, ce zmălea, tu vrei să ieși din casă cu așa ceva pe râd copiii de mine? Ce sunt porcăriile astea? Că-i porcărie, uite, e porcărie. Uite, mersi foarte mult, Isan, de ea. Ea înghețată. Dar vezi că am scăpat-o pe jos. Doamne, ce râde el. Unde e Ștefan? Ștefan? Mă, cred că e timpul să-i distrug mai mult pe aici. Ia că mănânc tortul ăsta, ce mai spar pe aici? O să-i las toate ușile deschise, să intre efectiv aer peste tot, să răcească, deci o să răcească dacă îi las toată. Mă, ce? De ce dă-mă grăsanul ăla în mine, că poate-l bate acum? Doamne, mă, ce mi se întâmplă? Mă, potaia asta dă în mine!
De ce dă mă potaia asta în mine? Că bat acum potaia. De ce dă potaia asta în mine? Băi, urâtule. Băi, cățelușură, ce ești? Mă, ce? N-a dat potaia, nu? Sau... What? Bă, a dat și mine. Fantome, nu, 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 nu. Fantome, nu. Fantome, trebuie să fug, trebuie să fug. Mă, e timpul perfect. Mă, să vezi ce să-i fac. Deci acum o să vin ca Jackie, trebuie să beau neapărat o găleată cu lapte. Să vin ca Jackie și o să-l întreb unde e copilul și genul, să mă dau dispărut, că copilul a dispărut sau ceva. Mă, uite, abia și să râd de el. Hai să vadă el. Bam. Mamă, stai să vezi cum vin eu la el. O să vin și costumat în cavaler. Bam, bam, bam. Stai să vedeți voi, ia că vin eu acum. Na, că nu o să gând... Deci ia acum căută copilul, uitați-vă la ei. Uite, căută copilul. Domnul Ștefan, ce faceți aici? Mă, ce mi-ai dat, yeah. Mă, să... Stau cu el, mi-ai dat copil, mi-a distrus toate chestiile aproape. Păi da, ți-am zis că o să trebuia să ai grijă de el, dar sens că nici nu-l simți, adică îi dădeai drumul la calculator să te ia acolo. Cum nu-l simt, mă, că l-a omorât și pe Cristinel? Ce, bă, cum adică, cum l-a omorât? Mi-a deschis toate geamurile la mine. What? Păi și unde e acum, e la tine acasă? Mi-a dat bullying. Nu știu, a plecat. Păi cum a plecat, tu n-ai grijă de copilul meu? Păi dacă îmi dai ție nebun, ce vrei să-ți fac? Păi cum adică, ți-a să ai grijă de el? E foarte needucat. Mă, Ștefan, da, nu l-ai educat, doar mă, Ștefan. Tu n-ai avut grijă de copilul meu cumva? Unde e? Nici l-ai educat bine, nu, unde scoate arma, că nu. Zim, unde e copilul? Arma nu știu unde e. Cum adică a plecat de acasă? Nu l-am răpit, Ștefan. Ștefan, unde e copilul? Deci dacă nu e la tine casă, spar toată casa. Mă, să vezi ce râde el de pe aștept. Doamne, ia stai așa, ia stai așa, mă, unde-i mă? Unde-i mă copilul? Unde e? Bebe Jakey, unde ești? Unde ești, mă? Ultima dată mi-a deschis toate geamurile și a dat în potaia mea. Mă, unde-i bebelușul meu? Ștefan, pentru că n-ai avut grijă de bebelușul meu, o să suferi consecințele, ai auzit? Fii atent ce-ți fac, deci fii atent ce-ți fac. Mamă, 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 ce mamă, faci? Mamă. Stai așa, stai așa, că, deci dacă când mă întorc nu o să fie bebelușul meu acasă, o să vezi tu ce pățești. Mă, deci să-i pregătesc cel mai insane prank din univers. Mă duc la un chest ascuns pentru că eu am niște chestii pe care să-l las, o să-l sperie maxim. Unde-i mă, Ștefan, mamă, să vezi ce... Ia uite că e tot acolo. Ia uite-l. Deci bebelușul unde e? De ce ai coarne? De unde ai și coarne? Păi mi le-am pus așa, dacă mă enervezi intru cu ele în tine. A, da? Deci bebelușul nu e acasă, nu? Ultima strigare, bebe, ești aici? Deci nu e aici, ok. Deci domnul Ștefan, pentru că n-ați avut grijă de bebelușul meu și v-am spus foarte clar să aveți grijă, asta o să pățiți. Nu, 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 nu. Asta o să pățiți. Da, 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 da. Asta o să pățiți. Deci asta o să pățiți. Nu, 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 nu. Dacă, ia uite ce am aici, ia uite, ia uite ce am. Nu, 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 nu. Ia uite. Hopa. Nu. Ia, opa, bă, upsii, bă, upsii. Ce cavaler face asta, ia spune și păi mie. N-ai avut grijă de copilul meu, cum adică ce cavaler face asta? Uite, asta, cavalerul ăsta face. Ăsta, uite, cavalerul ăsta face. Mamă, săracu, nu mai poate de frică. Nu mai poate de frică, ești nebun. Doamne, săracu. O să spun asta la poliție. Ce poliție, ce? Mă? Ce poliție să zici? Când se face poliția, da? Să-ți spun asta. A, da? Și o să zic că n-ai avut grijă de copilul meu și l-am pierdut din cauza ta și că acum nu mai am copil. Tu nici nu mai ai anunțat de copilul tău. Păi cum adică ți-am zis să ai grijă de el? Cum tău. Adică? Și de și martor, și Cristinel martor, nu-i așa, Cristinel? De când ai copil, spune și mie, de când ai copil. Nu ai grijă de el. N-ai spus la nimeni. Păi cum adică n-am avut grijă, că ți-am zis, am să-l trimit la un prieten cel mai bun, că eu trebuia să mă duc să fac bani. Și cum ai lăsat copilul singur să vină? Să păi nu l-am lăsat singur să vină, l-am adus într-o cutie. A venit, nu, a venit singur. Nu e adevărat, nu e adevărat, l-am pus în fața ușii, nu mai minți. Ce să zică mă și el, ce să zică, de ce minți? El, că dau foc la tot, dau foc la tot, la tot dau foc. Efectiv la tot dau foc. Na, na, na cu casa asta ta urâtă, na, na. Na, na poftim, na poftim. Eu te enervez, mamă, mă duc să vorbesc cu primarul și o să-i zic să-ți demoleze plot, ai înțeles? Doamne, să zici pregătesc eu ăsta, doamne săracu, deci chiar mi-e milă de el de... L-am păcălit în ultimul hal, oare o fi timpul? Cred că știu ce fac, cred că știu ce fac, ia să-s așa fraților. E timpul să mai bem încă o poțiune și acum să mergem să-l speriem definitiv. Ia uite-l acolo, ia uite-l ce face el. Unde se duce, mă? Băi! Mă, unde erai? Unde? N-ai avut grijă de mine, acolo eram. Cum adică unde nu eram? Zi, de ce n-ai avut grijă de mine, a? Băi, Ștefane, vrei să-ți arăt ceva? Unde te-ai dus? Și de ce vorbești așa, ești că ești... Vrei să-ți arăt ceva? Trân. Ai o găleată cu lapte? Dă-mi o găleată cu lapte, repede. Ce? Mă duc să-ți dau, stai. Mă, de-abia aștept să-i pregătesc asta. Da, da, e puțin pe câmp, în spate acolo, în spatele casei lui Jakey. E timpul. Ia că mi-a adus.
Așa, deci ești pregătit, domnul Ștefan? Ești pregătit? De-abia aștept să vadă. Bau! Ok. Eu eram... Bă, nu, bă! Bă, nu, a fost o glumă. A fost o glumă, nu, termină, te rog. Doamne, tentiuri în casă. Nu, bă, câte mi-a pus. Nu, pleacă de aici, Pleacă. Ui, ce-a pus aici? Cum adică am acasă urâtă, ce ai? Bă, câte mi-a pus, nu mai pune. Doamne, na, să-mi bubuie casa. Glume, că m-ai supărat, pa. Doamne, s-a supărat. Brăjitorul se schimbă. Săracu, mi-e milă de el. Sper că nu s-a supărat permanent pe mine.